Simona Halep a ieșit pozitivă la un test antidoping din vara anului 2022 după ce a pierdut în meciul inaugural al Grand Slam-ului US Open. Aproape un an de zile și-a așteptat verdictul, iar când acesta a sosit, lucrurile nu s-au așezat bine pentru sportiva noastră, iubitorii tenisului și fanii săi din întreaga lume. Precum toți știm, Halep a ieșit pozitivă la Roxadustat după ce și-a schimbat aproape toți oamenii din echipă la sugestia noului antrenor francez Mouratoglou. Pe parcursul anului 2022-2023, nici Patrick, nici echipa sa nu și-au asumat niciun fel de vină pentru ingerarea suplimentului contaminat. După mai bine de un an de zile, după explicații voalate și susținere doar verbală a lui Halep, fostul antrenor a recunoscut în urmă cu câteva zile vina de a-i fi sugerat și chiar oferit acel supliment de colagen. În niciun moment, nimeni din Academia francezului nu a oferit un punct de vedere în ceea ce privește situația în care se află fostul lider mondial. Toți și-au dat cu părerea, au susținut nevinovăția jucătoarei, dar nimeni nu și-a asumat vina sau nimeni nu a împărțit vina cu Halep. Schimbarea declarației lui Mouratoglou vine în al 12-lea ceas, poate ultimul pentru fostul lider mondial, și sună în felul următor. Noi, echipa Mouratoglou, i-am propus să ia colagen. Noi i-am adus acel supliment. Suplimentul s-a nimerit să fie contaminat. Nu aveam de unde să știm. Sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat. Eu sunt, de fapt, cel care i-a dat acel colagen. Am făcut toate testele posibile pentru a stabili dacă este vorba despre o contaminare. Declarația a fost publicată pe contul oficial de Instagram al antrenorului. Mulți cunoscători și experți ai tenisului consideră că această declarație o va ajuta pe Halep la diminuarea pedepsei de 4 ani, întrucând vinovăția se împarte la mai mulți. Cu siguranță jucătorul este responsabil pentru ingerarea oricărui supliment, dar acum declarația că suplimentul nu doar i-a fost recomandat, dar și adus de Mouratoglou, schimbă cazul dopajului. Interesant este că declarația a venit după ce Halep a renunțat de tot la francez, alegând Dubaiul și o academie de acolo pentru a se antrena. Până momentul acesta, jucătoarea mersese în repetate rânduri în Franța pentru a se antrena în continuare, în ciuda suspendării sau în țări calde, dar mereu însoțită de oameni ai francezului. Cumva, aceste două lucruri nu sunt întâmplătoare. Sperăm că această declarație o va ajuta pe Halep la TAS și se va ridica sau i se va reduce considerabil pedeapsa, astfel încât tenismena să poată reveni cât mai curând în circuit. Ce părere aveți despre declarația lui Mouratoglou și care credeți că este motivul pentru care aceasta a venit atât de târziu? Considerați o coincidență alegerea Simonei de a renunța total la staful francez și noile antrenamente acum în Dubai și această declarație și asumarea vinei târzii a lui Patrick Mouratoglou? Scrieți-mi în comentarii părerea voastră!